Din moș strămoși, fetele nemăritate își pun busuioc sub pernă în ajunul bobotezei pentru a-și visa ursitul. Pe Valea Gurghiului din Mureș, bătrânii știu toți pașii pe care nepoatele lor trebuie să-i urmeze. Când vine preotul cu iordănitul, pot fura o crenguță de busuioc. Când vine seara, o puneau sub pernă. În satul Șerben din Mureș, odată cu lăsarea serii, Lorena și Silvana se pregătesc să-și întâlnească în vis viitorii soți. Noi acum am împletit un fir de busuioc și un fir roșu de mătase roșie și ne facem inele ca să ne aflăm ursitul. Silvana s-a asigurat că busuiocul ei depus sub pernă are cea mai bună proveniență. Okay. Firul de busuioc l-am de la părinte când a venit cu botezul. L-ai curat? Da. Însă nu doar chipul ursitului poate fi aflat cu ajutorul busuiocului. În Mureș, oamenii cred că și alte calități care contează în alegerea unui soț pot fi cunoscute dinainte. Mie bunica îmi zicea mereu că dacă pun busuioc la streașina casei și a doua zi acesta va avea chiciură pe el, atunci o să mă mărit cu un bărbat bogat. Boboteaza vine însoțită de o mulțime de credințe care s-au păstrat cel mai bine la sate. De exemplu, dacă pe pomi apare bruma, oamenii sunt convinși că anul va fi roditor, iar cel care strănută în această zi va avea un an plin de bucurii și ferit de boli. Să ai noroc!